Bună ziua, vă spun de aici, de la Vorța. Da, este târziu deja, este ora 1. Azi am avut ceva treabă prin Deva și am venit mai târziu. Am venit cu toată familia și m-am confruntat cu o problemă de cum am ajuns. Nu avem internet. Copiii sunt demoralizați total, dar din punctul meu de vedere e mai bine fără. Câteodată trebuie să luăm și o pauză. Am încercat să resetez routerul, l-am scos din priză, las puțin, poate își revine. Dacă nu, nu e nicio problemă. Astăzi vreau să fac și tavanul de gips carton în baie. Am cumpărat tot ce trebuie. O să mă ajute și nevastă mea să pun plăcile sus. Iar în centrul atenției astăzi va fi cuptorul de la grătarul Dragomir. O să vedeți mai târziu ce o să facem la el. Primul lucru, facem focul în cuptor. Invers, așa. Este cam ține acolo. Înainte să ne apucăm de treabă, o să culegem și niște păpădii până mai sunt înflorite. Vrem să facem un sirop de păpădie. Sirop de păpădie cu miere. Am auzit că este foarte bun pentru sănătate. Acum nu știm cât o să dureze până se încălzește cuptorul. E prima dată când facem și noi așa ceva. Termometrul ăsta de aici e tot pe zero. Trebuie să ajungă pe la 320 de grade cel puțin. Dar așteptăm, avem timp. Da, focul arde ca lumea. A luat-o bine, mi-am făcut griji la început. Începe să urce și temperatura. Dar o să mai dureze, presimt. Și aici avem niște bile de aluat. Cred că deja v-ați cam dat seama ce o să facem azi. Probabil ați observat sandalele mele care sunt identice cu ale lui Marian. Eu de fapt sunt un fan și un admirator al lui Marian, îl urmăresc cred că de 3 ani buni pe YouTube. Și când am văzut la el sandalele astea, am zis: "Mă, omul nu-i nebun să umble prin toată lumea cu o pereche de sandale și să nu fie bune." Și atunci am căutat. La vremea respectivă nu am găsit modelul ăsta, mi-am luat sandale Source Classic. Chiar mi-am luat cu un număr mai mic, că era singurul număr disponibil. Și mi-au plăcut foarte mult. Am umblat cu ele prin pădure, prin râuri, prin lacuri. Și anul trecut am zis: "Hai să mai caut." Și am găsit numărul meu, adică 41, celelalte erau 40. Și le-am luat pe astea, un fel de cadou de ziua mea.
Vreau să spun că eu toată vara, de când dă căldura, nu mai port altceva în picioare. Atât de mult îmi plac, atâta sunt de comode. Sunt foarte versatile, poți umbla cu ele absolut pe orice teren, de la asfalt până la mocirlă. Nu sunt extraordinar de scumpe, undeva sub 400 de lei, 300 și ceva, parcă am dat pe astea dacă țin bine minte. Nu sunt ușor de găsit, e parcă un singur site, nu mai mi-amintesc cum îi zice acum. Dar sunt ceva de vis. Mie îmi plac foarte mult, piciorul respiră, sunt comode, rezistente. Nu m-a plătit nimeni să le fac reclamă, stați liniștiți. Da, să lăsăm sandalele acum și să ne mai apucăm și de treabă. I-am adus o scară, am luat un sul de vată, niște profile, care nu sunt sigur că o să-mi ajungă, dar fac eu cumva. Că am crezut că mai am aici două profile de genul ăsta, CD60, am uitat că ieri am tăiat unul. Și văd că mai am doar unul. Mie la tavan, la cum am gândit eu să-l fac, mi-ar trebui vreo 6 profile. Da, o dreg eu cumva, o scot la capăt până la urmă, că chiar vreau să termin asta tavanul. A găsit nevastă mea pe aici, pe lângă gard, niște frunze interesante și multe. Par a fi căpșuni, dar totuși căpșuni așa, buruieni. Tare mie că sunt frăguțe. Dacă sunt frăguțe, o să-l rog pe Marian când se bagă cu coasa să nu cosească pe aici. Că frăguțele sălbatice sunt, cred că, fructele mele preferate, chiar n-am mai mâncat de mult timp. Și de fapt ea a venit să culeagă măcriș. Uite, asta e o plantă de măcriș. N-am mai văzut de mult. Țin minte că în copilărie mâncam frunze de măcriș. A cules și o mână de măcriș, o să caut o rețetă, că nu știu cum se face. Și mâine o să încerc o ciorbă de măcriș. Gata, m-am echipat de scandal. Trebuie întâi să fac iar o ordine, că curățenia asta e un fel de luptă cu morile de vânt la mine. În fiecare zi mă învinge. Dar noroc am ajutoare azi. O să mă ajute, o să o rog pe nevastă mea să mă ajute. Da, merge treaba bine când ai ajutoare. Deja începe să fie din nou curat. Să vedem până când. Ca să pot să fixez vata între grinzi, mi-am făcut un fel de șaibe de gips carton pe care o să le prind cu șuruburi. Că nu sunt chiar egale grinzile astea. Una e la 60, alta la 57, iar fâșia de vată am tăiat-o la 60 de centimetri. Prima a stat, că am avut doar vreo 57 de la perete, dar asta
nu stă singură. Gata, am scăpat și de vată, e la locul ei, pe tavan. Era să nu-mi ajungă, noroc că am mai găsit în pod câteva bucăți rămase de la Marian. Pe aici deja e din nou ordine. I-am zis la nevastă mea să nu măture prea tare ca să nu se ducă toată șapa de pe jos. E drept că numai în câteva locuri sunt probleme, nu chiar peste tot. Oricum aici materialul e altul, e mai cu piatră, de fapt. E un fel de beton mai moale, nu e o șapă. Și dincoace pare să fie de nisip. Dar să mergem acum să vedem cum e temperatura. Cuptor. Aici e foc. Ia să vedem. Arde, arde, așa-i? Foarte. Mai avem un pic de așteptat. Mie deja mi-e cam foame rău. Între timp a făcut nevastă mea și siropul de păpădie. Nu m-a chemat să filmez, că nu a știut că filmez asta, că vreau să o filmez. Rețeta e simplă, se culeg păpădiile, se pun în apă rece vreo 15 minute, după aia se lasă un pic la uscat și se toarnă miere. O găsiți și pe net, este și pe YouTube. În 2 luni este bun de consumat. Ce ai construit acolo, Sara? Un om? A, și frunzele spărul sau ce? Uh-huh. Eu cred că e mai degrabă un castel. Castel cu față. Unde-i fața? Uh-huh. A, acum am înțeles. Sprâncene. Da, da, da. Sprâncene. Ia, ia un pic mâna să vedem mai bine. Da, 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 nu m-am uitat eu din poziția în care trebuie. Mă duc să văd cum mere treaba. Laser, frate! Uite, am pus laserul la distanța care trebuie ca să încapă placa de rigips și partea de jos a profilelor. Și acum o să pun clemele astea, le prind de grinzi, după raza de laser, și apoi pun profilele și după aia, probabil după ce mâncăm, rigipsul. Am pus și clemele sus, aliniate frumos, numai un pic să le atingă raza de la laser. Pe margine n-am mai pus niciun profil, că nu prea are rost, oricum faianța are o grosime de vreo 2 cm, așa că mare lucru nu mai rămânea din el. Am pus doar dincolo, o să mă chinui un pic să prind placa de el, dar cred că reușesc, că dincolo n-am mai avut profilul ăla care îmi lipsește.
Așa că am pus un profil de perimetru pe perete. Da, am montat primul profil și ce mi-am dat seama, ia uitați aici, de-abia l-am băgat, a trebuit să desfac ancora, pentru că era fix la nivelul, era mai sus decât asta. Ia uitați-le pe astea alte. Asta ce înseamnă? Că grinzile astea nu sunt puse la boloboc, sunt puse așa în dorul lelii. Ia uitați acolo pe ultima. Uitați ce distanță e acolo. Și uitați ce distanță e aici. Nu știu ce e așa greu să faci un lucru așa cum trebuie făcut. Când încep de la început să lucrezi drept și în același plan, e mai ușor și la lucrările ulterioare, pentru că nu mai întâmpini probleme. De-aia trebuie început de la fundație, de la zidărie, trebuie lucrat bine. Vă dați seama, asta înseamnă că și podul acum e un pic înclinat. Dacă își pune omul o mobilă sau ceva, o să stea hâită, cum se zice. Asta este. N-ai ce să faci. Da, mai am un singur profil de pus, dar să vă zic ce am pățit. Uite, trebuie să dau jos toate ancorele, în afară de ancorele de la primul profil. Am luat azi din Dedeman 4 profile, care pare că nu sunt perfect compatibile cu ancorele astea. Eu știam că, normal, ancora se clipsează cumva pe profil. Vedeți, a intrat singura. Și gata. Deci prin apăsare face țac-pac și intră ancora. E bine. Ăsta e profil vechi care a fost aici. La ăsta, la alt. Nu intră nici cum prin clipsare. Nici cum. Uite că acum au intrat. Dar eu sus n-am reușit să le bag. Deci a trebuit să scot astea și să le bag în profil, să le prind înapoi în aceleași găuri. Nu știu cum de intrat acolo jos, dar sus pe tavan n-am reușit nici cum să le bag. Mai pățești câteodată. Hai că îl prind și pe ăla și după aia mă duc să văd cum stăm cu focul. Nu, cum stăm? Deloc bine. Deloc bine. Așa cum probabil ați ghicit, azi încercăm să facem o pizza la cuptorul grătarului Dragomir. Acum să vedem ce o să ne iasă, că e prima dată când facem așa ceva. Plus că aluatul a stat cam mult, a făcut un pic de crustă. A fost cam prea cald pentru el. Dar să sperăm că iasă ceva bun. Super. Așa. Închid ușile la cuptor. Temperatura nu e chiar cât ar fi trebuit să fie. Foarte greu să încălzesc cuptoarele astea, cred că trebuia să venim de dimineață să facem un foc mare și atunci poate că ajungea la 320 măcar.
Da, încercăm așa cum e, să vedem. Și acum momentul adevărului, să vedem. Ai și ceva? O plăcintă. O plăcintă? Hai că acum nu suntem noi profesioniști. Hai, hai, hai să o punem pe... Nu contează aspectul, contează gustul. Da, să vedem la gust cum o fi. Aspectul nu-i cine știe ce. Edi, ia fă-i proba să vedem. Arde. E bun. Da? Sigur? Da. Las că gust și eu, că cred că tu mă minți. Avem și un sucitor original aici. Foarte, foarte bun și folositor a fost vinul ăsta. Da, altă viață parcă e acum. Cu ajutorul vinului Zayafet. Cred că asta o să iasă frumos. Dar acum mănânc din prima. Arată ea cum arată, dar la gust e ok. Plus că mi-e o foame de lup. No, hai să vedem, poate la asta avem mai mult noroc să iasă una mai fotogenică. Închidem ușa. E gata, o scoatem? Da. Nu? O mai întoarcem un pic. Și gata pizza noastră rumenită. Rumenită bine, da? Cred că e ok așa. Celelalte două s-au mâncat, deci înseamnă că sunt comestibile, adică chiar s-au bătut copiii pe ele. O să o gust și pe asta. Ia să vedem, cam așa arată pizza noastră. A fost o problemă cu aluatul, că el nu trebuie să stea prea mult la căldură. Aluatul e făcut de ieri, normal se lasă cel puțin 24 de ore să țină la rece în frigider. Dar aici azi a fost cald, a durat mult făcutul focului. Ia să gust. Da, chiar e ok la gust. Aproape că e mai bună calea de la restaurante sau cam la fel. Acum că am mâncat, să terminăm și cu tavanul ăsta din baie. Prima dată verific unghiul de aici. Eu știu că nu are 90 de grade, că așa au fost făcuți pereții. N-a mai fost posibil să-i modific. Și vreau să văd cât e diferența, ca să tai placa să se potrivească perfect. Aici am vreo 3 cm de la faianță. Aici sunt cam pe 0. Deci eu zic că e o diferență undeva de 2 cm jumate, 3 din cap în cap. O să mă duc să tai placa. E gata tavanul din baia lui Marian. A reușit să punem plăcile. Astăzi a fost o zi frumoasă, plăcută. Am mâncat și pizza,
chiar dacă nu a fost atât de reușită estetic, dar ca și gust a fost chiar ok. Dă să se întunece. Eu o să ne îndreptăm spre casă. Vă mulțumesc tuturor celor care au urmărit acest vlog și probabil mâine voi reveni cu altul, cu o ciorbă de măcriș și cu completările de la faianță. O seară bună tuturor, pe data viitoare să ne auzim cu bine, la revedere!